gata, ne-am întors. Acum analizăm anunțurile voastre. Deni le-a trimis pe YouTube, pe Instagram și pe toate canalele. O să începem cu cele de pe YouTube, apoi cu cele de pe Instagram. Suntem la Luf de data asta, după părerea mea cel mai tare bar din Craiova. Mulțumim, Radu, că ne-ai lăsat să filmăm aici. Hai să începem. Toate anunțurile vor fi la prima vedere. Adică, cum le văd, cum le zic, o să încercăm să filmăm cât putem și să le punem în emisiuni de în pastiluțe de 10 minute. Și sunt la prima vedere, adică nu le-am văzut înainte. Unele anunțuri e posibil să fie expirat. Așa că ne cerem scuze pentru cele care au expirat. Că e o loterie, nu știu dacă mașina se vinde sau nu. Bun, hai să vedem. Prima mașină. Jaguar X-Type. Bun. Nu mai e valabil. Anunțul nu mai e valabil. Ne pare rău, anunțul nu mai e valabil. Perfect. Hai să încercăm altceva. Seria 7. Hai să vedem. Nici asta nu mai e. La sol. Cu cât e mai vechi anunțul, cu atât e posibil să nu fi... Hai, mobile.d, Android, Mazda 620D. Bun, asta este. Hai să vedem. Preț 7200. Hai să ne uităm întâi la poze. Mazda 6 cu capace. Pare navigație. Pare... Nu-mi plac pozele. Nu. Pozele sunt făcute pe plan vertical cu interiorul. Nu e bine. Nu ai cum să dai zoom să vezi detalii. Trebuie poze făcute landscape. Când vrei să vinzi o mașină, așa o vinzi. Are sistem audio Bose. Așa. Uzura de pe scaune pare mică. De pe volan la fel pare mică, 126.000 de kilometri. Așa, hai să vedem și ce... 2140 de cai, deci preferi stiftul cu motorul de Ford. 2009, imediat după au fost, l-au introdus, ba nu după, l-au pus prin 2010, l-au pus pe la de 2.2, mai bun. L-aș recomanda, eu l-aș recomanda pe acela. Mașina pare... Pare ok, pare un vânzător sincer, doar că nu știe să facă poze, prețul este bun, în media pieței, la descriere a pus dotările, un anunț sincer și e privat, adică nu e firmă. Pur și simplu omul și-a luat o Mazda, a făcut 126.000 km cu ea și acum vrea să o vândă. Foarte ok mașina, asta m-aș duce să o văd. Și are cauciucurile de iarnă, deci probabil că are și niște cauciucuri de vară cu niște jante pe undeva. Bună mașina, e ok. Așa, hai să vedem. Mitsubishi Lancer Evo 10 sau Evo X, cum, de la iPhone X. 25.000 de euro. 22.000 de kilometri. Deci, din start are rulaj mic, din start are poze făcute artistice ca să o vândă. Pozele sunt făcute când avea mașina 9.000 de kilometri, deci pozele sunt vechi. Ceva nu e în regulă. Ceva nu este în regulă. Model de America? Da, mă. Uite, mare, e în mile. Deci, instant, e adusă din America. Nu știam de ce are interiorul ăsta așa de prost. Pentru că e de America. Bun. Hai să vedem istoric. 22.000 km și e în mile. Tobă finală HKS Soft, ambreiaj 500, nu știu ce, scaune Recaro, versiune GSR. Deci nu e Evolution, e GSR. De-aia are interiorul la prost și n-are schimbător de Evo 10, pentru că nu este Evo 10, e GSR-ul ăla americanesc, un fel de rally art la noi. Deci ăsta din start ne minte. Ne minte ca să-ți ia ochii, nu știu ce, nu știu cum, are niște jante, un body kit, e de America. Nici nu m-aș uita la mașina asta, ne minte ăsta cu carul. N-are niciun istoric, n-are nici pedale, naiba. Deci, îmi pare rău, la revedere. Seria 3328, hai să vedem. Seria 3328, anunțul nu mai e pe site. Nu mai e pe site, dar mai e anunțul... Adică mai e mașina, știi, poți să vezi anunțul. Hai să vedem. 328 benzină, manuală, adică 2.0 turbo. Și nu e biturbo, chiar dacă scrie twin power turbo, e o singură turbină twin scroll. Așa. Navigația profesională, climatizare, e varianta A, să ne uităm după poze, n-are
n-are niciun line exterior, deci sport line sau alte line-uri. Are volanul sport, climă, navigația mare. Se vede în scaunele. Ai poze cu scaune, nene? Nu prea ai, deci nu ne arăți uzura scaunelor. Dar ne arăți navigația, gata, am înțeles, are navigație mașina. Cauciucuri de iarnă. Bun, deci omul nu ne arată uzura scaunelor, ceea ce e un lucru foarte nasol. Pentru că de ce să te duci să vezi mașina dacă mașina nu... Practic te descurajează să vezi mașina. De ce să bați drumul până acum? Bine, poți să-i cer poze, sunt domnule, dă și mie niște poze, dar anunțul nu pare sincer, nu pare ok, eu nu aș cumpăra mașina. Sau nu prea inspiră încredere, nu poți să ies din poze, așa că mai intru o dată în anunț. Bun, și acum hai să vedem descrierea anunțului. Descrierea anunțului, proprietar Marius, hai să vedem. La descriere. An fabricație 2012, 200.000 km. Motor nou, august 2018 și ambreiaj nou. Deci are ambele cu garanție BMW, plăcuțe de frână. Deci a schimbat motorul și ambreiajul. Vai de capul meu. Cutie manuală 6+1. E mișto. Deci 328 cu manuală e o super mașină. Ai garanție BMW și motor nou. Interesant. Plăcuțe de frână față spatele, cutie manuală, Efficient Dynamics, astea au toate, 4 moduri de condus. Deci chestiile astea le pune degeaba, că nu impresionează pe nimeni. Adică faruri Big Xenon cu instalație, faruri, senzori de ploaie, head-up display, navigație mare profesională, la hard disk, așa, connected drive, line change warning, dublu climatronic, pam, climatronic. Ăsta e testul nostru, ăsta va fi testul climatronic. Cine spune climatronic și mașina nu are climatronic? Pentru că e de la altă firmă sau pur și simplu nu are, pierde testul. Camera mașalier, la. Jante Michelin. Jante de 17 cu anvelope Michelin, sistem de recuperare energiei la frânare. Roga nu se confunda cu genul de autoturism pe care ulterior achiziții trebuie să-l duci în serviciu sau să-i schimbi discuri, plăcuțe, frâne, ulei. Prețul nu este negociabil, nu fac schimburi. Ok, nu-mi place anunțul. Nu-mi place, nu-mi inspiră încredere, nu-ți dă uzura scaunelor, deși apare un pic aici. Are motorul schimbat, deci interesant. Nu știu, Roga nu se confunda cu genul de... Bă, asta o vezi tu când o iei, nu trebuie să spui tu Roga nu se confunda. Asta e limbaj de samsărel, așa, cu toate că e privat și că e matriculată mașina. Bine, am zis că anunțul numai e, ori a fost țapă, ori s-a și vândut. Dar n-aș lua. Păcat, e o mașină mișto. 328 cu manuală. Pentru ce gen de oameni e mașina asta? Pentru genul ca mine. Înțelegi? Pentru cei care apreciază condusul. Condusul. Cu toate că F30, dacă ați văzut review-ul nostru, are o lipsă la capitolul direcție, pentru că e electrică și nu-ți oferă suficient feedback. Dacă vreți ceva pentru condus, tot un E90 facelift, benzină, manuală, îngrijită cu kilometri puțin, aș lua. Bun. Dar ca și mașină, F30 e o mașină mult mai bună. Per total ca și mașină, e mai confortabilă, mai mare, mai... Așa. Bun, deci nu aș lua 328-ul ăsta. Megane 2 sedan, pentru începători, hai să vedem. Nu mai e anunțul disponibil. Anunțul mai este disponibil. Îmi pare rău că n-am văzut Megane sedan. Oferte Audi R6 4.0 TS... R6, hai să vedem. Asta sigur nu s-a vândut. Ba s-a vândut. R6 Avant, 63.000 de euro, 80.000 de km în 2014. Deci, asta era mașina, nu mai e. Hai să vedem ce mai avem. Mobile.de Mazda 3. Nu mai este valabil. Honda Accord 2.0 benzină. Nu mai este valabil. Și avem aici mai multe de la Alexandru Pătrașcu. Avem o grămadă. Avem o Mazda MX-5. Cu 24.000 km în 2016. I-a dus din America, instant am văzut. Haide să văd interiorul, boss. Ia zile, după ce poți să-și dea seama că i-a dus din America? După semnalizările portocalii de pe bară. Așa. Da să văd interiorul. Da, e vitezometru în mile. 24.000 km, benzină coupe, i-a dusă. 160 de cai putere, asta înseamnă că e varianta de 2.0 benzină, doar că în America, din cauza emisiilor, din cauza normelor pentru emisii, a fost deturnată la 155 de cai, deci asta are 155, dar are 160.
cilindrea motorului nu e de 1.2, e de 2.0, 24.000 km, are jantele schimbate, îi atârnă ceva la față, aici, îi atârnă plasticul, are alte jante, nu sunt ele originale, și în alte anvelope. Părerea mea e că mașina asta a fost forjată pe circuit sau forjată, punct. Așa. 17.000 de euro pentru o mașină de America, cu kilometri puțin. Mai zic, și în stare excepțională. Bă, nu știu cât de excepțională e. Când faci o poză și atârnă plasticele, parcă nu ți inspiră încredere. Dar, având în vedere că e MX-5, totuși m-aș duce să o văd. Dacă ar fi să fie. Bun, hai să o luăm așa. Mazda MX-5. Anunțul mai este activ pe site. Am găsit anunțul, ok. Mazda MX-5, 2550 de euro din 2340.000 de km. 1.6, dotat din sir în șirul dotările, kilometri reați trecuturi și pe facturile de achiziție, soft impecabil, soft top, nu soft, așa. El a scris soft, dar e soft top. Stare excelente, funcționare, nu necesită investiții în viitorul apropiat. Toate actele se finalizează la vânzarea autoturismului, se acceptă verificarea autorizată, se vinde cu factură așa, TVA inclus, nu schimb, nu răspund la mesaje. Te necași ca țiganul la mal. Nu schimb, nu răspund la mesaje. Te necași ca țiganul la mal. Mai și semnul exclus. Nu răspund la mesaje. Ăștia sunt genul arogant, așa, bă, da. Eu am o comoară de vânzare. Da, mă, da. O unicitate. Păi, dacă nu răspund la mesaje și te mai și lauzi cu chestia asta, ia-ți mă Mazda și fă-ți ce vrei cu ea. Auto for less. Păi, bă, asta e firmă care vinde mașini. Da, și ăștia nu răspund la mesaje. Ce seriozitate vrei, mă, tu de la ăștia? Mașina, ok, pare bună, n-are faruri de ceață, e cam cheală, e de... E ok, da... Na, nu... A, uite revopsirea. A fost revopsită. Bun. Asta e, ghinion. Ghinion. Două Mazda MX-5, niciuna nu-mi plăcu. Audi S8, hai să vedem. A trimis Alessandru Pătraș cu niște mașini interesante. S8 din 2014, 139.000 de km, 50.000 de euro. Hai să ne uităm întâi la poze. E de Germania, e nematriculată. S8. Toate dotările, la la la. Hai, poză cu scaunul. Hai, ia, avem poză cu scaunul. Da, uzură, ok. Câți kilometri? Să ne uităm după aia. Uzura la scaune pare bună. Mișto. Arată bine mașina, e facelift. E ok, adică e dotată, toate S8-urile sunt dotate. Arată bine, arată bine, bine mașina, dar și la 50.000 de euro, la ce te aștepta? Așa, head-up display, toate camerele din lume, piele. Îmi place combinația asta de piele, coniac așa. Mor după ea, coniac și oh, ce zgâriată e! Oh, vai, de cine asta mă în spate? Oh, ce zgâriată e consola asta. Păcat. Dar o duci la Poli și la Cosmin și ți-o rezolvă. Așa. Cum? Și pe urmă o cumperi ca întreținută. Ca... Da. Bun. Hai să vedem. 520 de cai, 3999 cm. Nu are 3999, are 3993. Deci, a pus și el acolo. Hai mă să punem, nu e 4000, e 3990 și ceva. Și... Băi, ok, hai, e de înțeles. Să zicem că n-a vrut să... Să zicem că nu știe sau ceva. Adică, dar când vinzi o chestie, uite și tu un talon. Că, na, chestiile astea, detaliile astea mici ajută. Ajută. Dacă văd acolo, dacă vedeam 3993, vedeam că omul s-a interesat. Domnul ăsta e... Bun, trecem peste. S8 4.0 TFSI 4. Așa, ca să-ți iau ochii. Știm și noi mașina. 520 de cai, 3.9 secunde, cutie automată 8 trepte ZDF. Așa, așa e? 8 trepte ZDF, a pus pe S8? Da, care cuplu mare. N-au pus pe S8 S-tronic-ul? Nu știu ce vedem. Repede, rapid, 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 rapid. Audi folosește cutia asta în 8 trepte ZDF, dar nu știam că au pus-o pe S8. Audi S8 Wiki, ia să vedem. Repede, 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 rapid. Fourth generation. Bun, 2012-2015, repede.
Hai mă, mai repede. 3993 a avut să-i dreptate. Bună ziua, detalii mai aveți? Asta o fac pentru mine acum, să îmi actualizez eu baza de date din cap. Nu... Bun. 8 Triptronic, da. Deci e ZDF-ul 8 trepte, e bine. Așa, continuăm cu anunțul. Și acum ați în șiră. La 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 la, toate dotările de pe pământul ăsta. Vedem dacă găsim ceva ce n-are. Și el totuși o pune. LED matrix, LED display, unizator, avans, porjante, nu știu ce, camere, 360 SAR. Keyless entry, DVD changer, dragi lagi, climă 4 zone, capra vecinului, display multifuncțional, pregătire telefon mobil, perdeluță, schimbat ulei, filtre, bujii, articulație, față, spate, toate piesele originale. Băi, schimbat ulei. Ce-a observat din chestia asta? A luat niște dotări, le-a înșirat și la final, când a trebuit să scrie el ceva, 0,0 semne de punctuație. Ăsta e Samsar, ce să... Nu că e Samsar, aduce... Nu cred că e mașina lui, că e nematriculată. Asta e o mașină adusă din Germania, cu 139.000 de kilometri, aș crede că are kilometri ăștia, uzura mașinii pare ok. Schimbat ulei, filtre, bujii, articulație, față, spate, toate piesele originale. Pune, bă, și tu o virgulă, mai respiră, mai pune un punct. Plus că e neîncrederea asta, că nimeni nu crede treaba asta. Toți când cumpără mașina, chiar dacă le-a schimbat... Le mai schimbă o dată, da. Hai, e simplu, te uiți la... Te uiți. Da, dar știi că e neîncrederea și... Știu, dar și eu aș face asta. Și cum am luat mașina, cum aș schimba. Dar... Pune și tu o virgulă asta, nu știu. Mie nu-mi plac anunțurile scrise incorrect gramatical. Adică meseria mea e să scriu și când citesc așa ceva, mașina pare ok. Înțelegi, omul poate să fie un om ca lumea, doar că nu știe să scrie. Hai să... E ok mașina, m-aș duce după ea. Adică cine vrea un S8 poate să ducă după ea. Așa. Da, da, ce telefon are acolo, Luci? Face review și la telefon? Xiaomi. Da. Xiaomi. Așa. Audi A4 2013, 195.000 de kilometri, diesel sedan. Cred că dădui un pic peste microfon. Așa. E de Franța. Bun, hai să ne uităm. Scaunele au uzură ok. Nu pare... Nu știu. Trebuie să dăm zoom la ele. Pozele nu sunt chiar cele mai clare. Dacă le dai zoom, sunt ok. Ba, hai, că am pus poze ok omul. Bun. S-Line, S-Line. Știi ce? Asta cu S-Line, S-Line, ți se ia ochi, ți-ți ia ochii. A pus o poză cu... E sigla de la S-Line de o parte, a pus o... Explică care treabă cu S-Line-ul. Ei, dracu, e echiparea un pic mai sportivă. Să o face să-ți ia ochii. E o mizerie. Adică nu e ceva de substanță, în afară de scaunele alea mai sport, nu e nimic de substanță, doar că scrie S-Line. Așa, continuăm. A pus o poză cu S-Line dintr-o parte, a pus o poză cu S-Line din altă parte și a pus o poză cu patru sigle S-Line luate din alte părți. Da, boss, am înțeles, e S-Line. Nu-mi dă încredere, nu-mi dă încredere anunțul ăsta, nu... La dracu... Adică să... S-Line, boss, e S-Line, nu e... De ce nu ți-ai luat S-Line, boss? N-ai avut bani de S-Line, boss? Nu. Să-mi sări că să-mi sărea, nu... Nu că Samsar, că asta e persoană fizică. Așa. Hai să vedem. Anunțul nici ăsta nu mai activ, dar 13.000 de euro cerea băiatul pe ea. Real cu carte de service. Când zice real cu carte de service, e clar. Ori e Samsar, ori... Adică nu trebuie să spui real cu carte de service. Adică poți să spui 150 km carte service. Nu... Dacă vrei, dacă spui real, e clar că îți dați înapoi, înțelegi? Că numai cine are ceva de ascuns spune real, știi?
La noi în țară e scepticismul ăsta că toate mașinile sunt date înapoi și toate mașinile sunt date înapoi până la urmă, știi? Păi vezi că au bazăreală. Da. După anunțul ăsta punem punctul să cam fac 10-12-15 minute de emisiune. Așa, ok, după ăsta punem punctul. Și începem o altă emisiune cu... Bine, într-o... puteai să-mi zici asta după ce terminam ăsta. Mă rog, nu știam eu. Așa, bun. White Silver, deci 2.0 diesel, adică TDI, 143 de cai putere, Sly. Full. Cum ai, ai spus full? Ia mă, ia, e full, hai să vedem. Ia, hai să vedem. Hai să vedem. Cred că e mai n-are full, trapă, nu e full. Fulluleț, cred că e mai fulluleț. Bun, n-are trapă, nu e full. Gata, am terminat bulciul. Ce mai vrei? Am găsit-o din prima. Da? Gata. Ți-am dat peste bot. Nu e full. Așa. Hai să continuăm anunțul. Deci ai spus full, mi s-a culcat instant. Nu mai... Deci, nici... transmisia automată S-tronic 8 plus 1. Ok, hai să o luăm așa. Asta e tracțiune față, nu are S-tronic, are multitronic, care înseamnă CVT, ceea ce înseamnă că nu are trepte de viteză. Asta odată. Doar când ai în modul manual, simulează 8 trepte. Deci minte și la chestia asta și plus 1. De nu parcă... știe, fă o diferență, nu minte, nu știe. Bine, ok, nu știe. Ignorant. Nu știe, ignorant. Și plus 1. De parcă tot plus 1, când văd un anunț cu plus 1, știi? Are și marșalier. Mamă, dacă n-aveam marșalier, nu l-am trăit, știi? Farul big xenon, neon față, spate plus... Oh, le-a pus pe toate ca să fie xenon, neon și LED. Bagă-le acolo pe toate. Climă 3 zone. Putea să pună climatronic, dar n-am. Navigație profesională. Dar nu se mai navigă chiar... Ești și neprofesional. Nu, da, așa e. La Audi, cum se numea, mă? MMI plus cu MMI nav cu nu știu ce. DVD magazin 6, S-Line plus, pă zi bă, dacă era S-Line minus, nu o luam. Bravo. Praguri S-Line, volan, piele, S-Line. S-Line, înșire toate S-Line. Și acum spune, încă o dată, hai să vedem. Îți înșiră dotările, între ghilimele, între steluțe, deci, îți dă, bă. Sutărea carte service la zi, seria pentru verificare, impecabilă ca una nouă, accept și recomand test reprezentanța Audi, mașină personală, volantă, ambreiaj, turbină, cutie. Dar ce e cu ăștia? Enumerași piese sau le-ai schimbat? Volantă, ambreiaj, turbină, cutie. Deci a schimbat volantă, ambreiajul, turbina și cutie, asta ca să vezi fiabilitatea Audi. Sau pur și simplu le-ai enumerat, bă, mașina are volantă, are ambreiaj, are turbină și are cutie, trăiți-ar. Dacă n-a... Da. Dar asta e o glumă de anunț. Bun. Hai să vedem. Și un seria 6, tot de la... Nu, să rămân că luăm și începem. A, da. Până să ajungem la seria 6... Nu știu, peste câteva zile... Ne vedem peste câteva zile.